Timpul s-a scurs, doar câteva chestiuni de final aș dori să adaug referitor la această epistolă a doua lui Petru. Cele trei capitole, foarte sintetic și concis voi prezenta ce am de spus, prezintă întâi de toate capitolul 1, formarea unui caracter creștin, cu aceste atribute care sunt obligatorii în viața omului credincios, primul capitol. Capitolul 2 prezintă de asemenea această abilitate a credinciosului de a face diferența între ceea ce este minciună și adevăr, între ceea ce este veritabil și fals, iar capitolul 3, în esență, atrage privirea credinciosului asupra revenirii Domnului Hristos. Sunt cei trei piloni principali care sunt detaliați în această epistolă a doua a lui Petru. Dacă în prima epistolă, cum de altfel s-a precizat mai devreme, accentul era pus pe problemele din exterior ca persecuție, ca prigonire, e bine, în această a doua epistolă, problema apare din interiorul bisericii și totdeauna, de-a lungul istoriei, cel rău a fost fie un leu care răgnește. Leul care răgnește este un pericol evident, este un pericol de care te ferești, este un pericol cel mai frecvent exterior, dar cel rău are și valența sa de șarpe care se strecoară, care poate fi mai greu decelabil, poate fi greu de recelat și de observat. Și aceasta, acel efect se manifestă în interiorul bisericii. De-a lungul timpului, cum de altfel a fost și bușurica aceasta care mai circulă printre noi, de-a lungul timpului, în istoria, în mod special a Bisericii Catolice, s-au observat aceste demersuri, aceste strategii de a submina mișcarea neoprotestantă din interior, prin acei travestiți catolici care se dădeau drept credincioși și neoprotestanți convertiți, care de asemenea loveau în Biserica Catolică, dar în mod formal, dar în realitate sarcina lor principală era aceea de a submina Biserica Domnului Hristos din interior. Este acel aspect care nu este al leului care răgnește, nici pe departe, este aspectul șarpelui care intră cu chestiuni învăluite în dragoste, învăluite în teologie, dar care au un singur scop, un scop finalmente de a distruge Biserica Domnului Hristos. Desigur că Biserica Domnului Hristos este formată din pietre vii și credincioșii care sunt pietre vii și care stau pe stâncă niciodată nu vor putea fi distruși de aceste inițiative subversive, păgubitoare ale celui rău. Credinciosul care stă pe stâncă va avea o claritate asupra realității care îl înconjoară și va avea o atitudine sănătoasă. Ceea ce spune Apostolul Petru, această epistolă a fost scrisă în jurul anului 66-67, cu puțin înainte ca acesta să treacă la Domnul. Și dacă în prima epistolă cuvântul era suferința, în a doua epistolă cuvântul de ordine este cunoașterea sau maturizarea sau creșterea în credință. Nu este posibil pentru un om credincios să treacă la al doilea capitol de a diferenția între adevăr și minciună, între veritabil și fals, dacă nu a trecut pe la primul capitol, și anume formarea unui caracter creștin. Și aceasta presupune creștere în Domnul Hristos, presupune cunoașterea Lui, cunoașterea adevărului Scripturii, dar nu doar cunoașterea intelectuală, ci acea lucrare prin Duhul a Cuvântului în inima omului credincios. Cunoașterea Scripturii este un aspect la îndemâna oricărui om, dar lucrarea acelui adevăr în caracterul Domnului Hristos în viața credinciosului este o chestiune care ține de nașterea din nou. Este o chestiune pe care numai Duhul Sfânt o dezvoltă în viața omului credincios. De aceea repet acest adevăr și anume, fără un caracter creștin format și fără o creștere în cunoașterea Domnului Hristos, este imposibil să fii un credincios care să decelezi, să diferențiezi adevărul de minciună și vei fi un credincios vulnerabil în fața unor atacuri subversive, înșelătoare, nevinovate. Ce doresc să prezint este, pe lângă ceea ce au spus frații, foarte scurt, este acela care spune rob și apostol. Este într-adevăr demn de remarcat această înmănunchiere a celor două valențe ale sale, rob și apostol. Nu spune apostol și rob, și apostol. Oamenii, în general, aleargă după titluri, aleargă după poziții, după influențe, după recunoașterea celorlalți și aleargă, în general, după această vanitate, după acest orgoliu al lor lăuntric. Apostolul Petru, care, deși înainte spune cuvântul că se manifesta de o manieră de lider, de o manieră care lua inițiativă, care ieșea în evidență, el totdeauna se detașa de grup și avea ceva de spus, ieșea totdeauna în prima linie, cuvântul îl prezintă, după ce Domnul Hristos se lucrează, el spune, sunt rob și apostol. Sunt rob sub acel aspect al smereniei sale, iar după ce el înțelege aspectul său de rob, avea toată competența să-și dezvolte, să-și exercite prerogativele sale de apostol. În viața omului credincios, în viața marilor oameni ai credinței, nu poți să-ți exerciți aceste atribute de autoritate,
fără să ai atributele de rob. Pentru că sunt două aspecte care se înmănunchează și care doar împreună fac rodnică viața omului credincios. De aceea Apostolul Petru spune: sunt rob și apostol. Și spune el mai departe: o credință de același preț. Avusese o experiență cu Domnul când era lângă mare, în casa lui Simon Tăbăcarul, și acolo Domnul îi spune: ce am curățit eu, tu să nu numești spurcat. Și Petru învățase în casa lui Corneliu că neamurile sunt chemate la aceeași credință de același preț cu iudeii. Și Apostolul Petru este omul lucrat de Dumnezeu, care înțelege că frații lui neamurile, aceia din Asia Mică cărora le scria, aveau o credință de același preț cu ei. Maturitatea omului credincios nu constă în a te vedea pe tine deasupra celorlalți, în a vedea eventual cultul tău deasupra celorlalți, în a te vedea pe tine mai îndreptățit, mai înțelept, mai clar asupra Scripturii. Maturitatea unui om credincios, lucrarea caracterului unui om credincios de către Dumnezeu, se va vedea atunci când te vezi egal cu ceilalți, când te vezi egal cu toți frații de credință, când te vezi pe același numitor comun al sângelui Domnului Hristos și când nu vei etala niciun aer de superioritate, fie că este una de conducere, fie că este una teologică, fie că este una a exercitării forței, indiferent sub ce aspect, omul credincios se va vedea egal cu frații săi. Și cuvântul spune prin Apostolul Pavel: ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Apostolul Petru, omul înclinat să facă deosebiri, omul înclinat să iasă în față, când este lucrat de Dumnezeu, el spune: sunt rob și apostol. Și în același timp el spune: ai o credință, dar este de același preț cu a mea. Nu sunt eu mai sfânt decât tine, nu înțeleg eu mai bine Scriptura decât tine, ci tu ai aceeași credință ca și a mea, de același preț. Și m-a marcat aspectul acesta al cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune în 1 Petru că încercarea credinței noastre e cu mult mai scumpă decât aurul. Este vorba după aceea de sângele Domnului Hristos, care este sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Prezintă cuvântul lui Dumnezeu piatra din capul unghiului, Domnul Hristos, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și prezintă de asemenea acel duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și prezintă cuvântul aici ca un epilog, parcă această afirmație: făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Este acest șirac de prețuire pe care Apostolul Petru l-are asupra Domnului Hristos, asupra sângelui său, asupra făgăduințelor sale, asupra credincioșilor săi. Nu poți să nu prețuiești sângele Domnului Hristos. Când ai aprecierea morții Domnului Hristos, vei aprecia pe frați. Pentru că este un șirag care se leagă. Dacă se leagă aceste atribute care decurg din credința creștină, e bine, se leagă prețuirea pe care o ai în viață. Dacă prețuiești moartea Domnului Hristos, dacă prețuiești credința fraților și o vezi egală, îi vei iubi pe frați, îi vei aprecia pe frați și îi vei vedea coegali, te vei vedea coegal cu ei înaintea lui Dumnezeu. Făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Cum apreciem noi cuvântul lui Dumnezeu? Biblia spune în textul de față, și un lucru mi-a atras atenția în versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este orb. Nu se adresa Petru necredincioșilor, atenție! Și spune Biblia: a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Apare în viața credinciosului o pată neagră. Apare o pată oarbă în care îi lipsește credinciosului clar viziunea. Îi lipsește luciditatea să înțeleagă voia lui Dumnezeu într-o situație punctuală. De ce? Biblia spune că dacă ai aceste lucruri în tine, ele nu te lasă să fii nici leneș, nici neroditor. Nu se poate ca un credincios să cunoști cuvântul, nu se poate ca un credincios să crești în Domnul Hristos și să nu ai claritate, claritatea voii lui Dumnezeu în situațiile date. Cuvântul spune: dacă nu ai aceste lucruri, evident, ești orb și nu vei putea să înțelegi voia lui Dumnezeu. Iar Biblia spune: nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Este un cuvânt dur, este un cuvânt extrem de real. De ce? Pentru că nerodnicia în viață, lipsa de clar viziune în viață, se grefează, se fundamentează, emerge dintr-un fond al lenei spirituale. Dacă n-ar fi spus Apostolul Petru lucrul acesta, poate noi ca oameni credincioși am fi fost mai rezervați în a prezenta acest cuvânt. Dar este în viața inclusiv a credincioșilor o lene spirituală. Și aceasta nu se lasă fără un preț, fără o consecință. Această lentoare, această delăsare, să-i spunem, această lipsă de pasiune față de cuvântul lui Dumnezeu, se va vedea indirect în viața credincioșilor prin lipsă de clar viziune, prin lipsă de rodnicie, prin lipsă de maturitate, prin lipsă de cunoaștere,
prin lipsă de prețuire a fraților, prin lipsă de prețuire a cuvântului lui Dumnezeu, prin lipsă de asimilare a cuvântului în viața personală. De aceea Apostolul Petru spune, un om leneș este un om neroditor. Un om care nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, ci se mulțumește doar cu ce aude în adunare, este pe fond un om leneș. Este un om care nu își alocă timpul necesar pentru cunoașterea Scripturii. Cea mai mare valoare, cel mai mare capital pe care Dumnezeu ni l-a dat este timpul. Este foarte ușor să-l irosești, este foarte ușor să-l consumi în fel și fel de mărunțișuri. Înțeleptul, omul credincios, este acela care își numără bine zilele sau își chivernisește, își manageriază, își gestionează timpul cu înțelepciune. Cineva spunea că Sfinții Vechiului Testament au avut tot 24 de ore la dispoziție și noi avem tot atâta timp la dispoziție ca să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Ceea ce face diferența între unii credincioși și alții este felul în care îți numeri zilele, felul în care îți partajezi prioritățile și aloci timp pentru activitățile de viață. Și un om care este chibzuit în gestionarea timpului va fi un om care va progresa și pe planul acesta al cuvântului. Biblia spune, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Frații au spus, doar punctez, foarte concis, ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu, sintetizez și spun, înseamnă, cunoaștere înseamnă conformare, înseamnă asemănare cu Dumnezeu. Nu poți să vorbești despre cunoașterea lui Dumnezeu și să rămâi la aspectul intelectual, pentru că înseamnă să te înșeli singur. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă păzirea poruncilor lui, înseamnă conformarea cu caracterul Domnului Hristos. Când Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, El spune mai departe și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Apostolul Pavel leagă aceste două concepte fundamentale și anume cunoașterea cuvântului Lui Dumnezeu cu această conformare în caracterul Domnului Hristos. Degeaba oamenii încearcă doar să cunoască Scriptura și de multe ori sunt înclinați spre cunoașterea Scripturii, nu cu scopul de a-L cunoaște pe Domnul, ci cu scopul de a intra în debate-uri interminabile care n-au nicio finalitate. Ci cunoașterea Scripturii pe fond are un singur deziderat și anume să te conformezi cu caracterul Domnului Hristos, cu chipul Domnului Hristos. De aceea repet acest lucru. Când te apleci asupra Scripturii, printr-o dedicare, printr-o pasiune, când înțelegi că acest cuvânt al lui Dumnezeu are făgăduințe nespus de mari și scumpe, e bine, dacă înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, dacă înțelegi sângele Domnului Hristos, dacă înțelegi prețul acesta, valoarea aceasta a Evangheliei, aceasta se va răsfrânge pe orizontal în relația cu frații, pentru că este o consecință directă, imediată, și Petru spune, tu ai o credință de același preț cu mine, suntem la fel înaintea lui Dumnezeu, pentru că avem același numitor comun, sângele scump al Domnului Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea. Nu poți în viață să-L cunoști pe Dumnezeu când ai o viață zbuciumată, când ești veșnic supărat, când ai veșnic ai probleme, când veșnic ai relații conflictuale, când veșnic ai antipatii și resentimente față de ceilalți. Este imposibil să-L cunoști pe Domnul. Vei rămâne cel mult, deși lucrul acesta este tot mai rar, doar la o asimilare intelectuală a Scripturii, dar nu vei trece la pasul următor de inimă, la conformarea cu caracterul Domnului Hristos, cu chipul Său. De aceea Biblia spune, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Domnul, dacă vrem să-L cunoaștem pe Domnul și este dorința fiecărui credincios în parte, aceasta înseamnă să ai pace. Să ai pace în viața personală, să ai pace în viața de familie, să ai pace în viața de biserică relațională, pentru că fără acestea, a-L cunoaște pe Domnul este iluzie. Este doar intelect într-un caz fericit, dar este iluzie pentru că nu va forma acea cunoaștere caracterul slăvit al Domnului Hristos. Scopul mesajului, scopul Evangheliei, repet, este acela ca Domnul Hristos să se vadă în viața noastră. Este ca acel caracter al Său să fie reprodus în viața noastră. Și închei cu acest aspect, timpul a trecut. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Parcă stai și rămâi copleșit că, să înțelegi că Dumnezeu a dat toată dotarea, ne-a dat toate precondițiile necesare și suficiente pentru a trăi o viață de credință și nu una șubredă, nu una oarbă, nu una nerodnică, nu una care este leneșă în a cunoaște cuvântul și a-L trăi, ci Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a trăi o viață din El și a fi oameni evlavioși. Îmi pun întrebarea aceasta, oare credinciosul recurge la acest tezaur? Recurge credinciosul la acest hambar de binecuvântare care este cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat totul.
Cine nu trăiește în conformitate cu voia Domnului Hristos, este un credincios care nu are nicio scuză, ci vine Biblia și spune rob viclean și leneș. Despre lucrările omului, Everestul este un vârf deosebit de înalt, cel mai înalt vârf de pe Terra, 8880 de metri. Și oamenii spun că atunci când ajungi pe Everest nu poți să stai mai mult de câteva minute, 5-10-15 minute. De ce? Este hipoxia acolo, merg oamenii cu rezerve de oxigen și trebuie neapărat să ai timpul necesar să ajungi în tabăra de bază în siguranță. Oamenii pe culmi trăiesc puțin, oamenii pe culmi stau puțin. Este experiența acestor oameni, acestor alpiniști redutabili de excepție, care urcă, care scaladează Everestul. Dar îmi pun întrebarea, noi ca oameni credincioși, cât timp stăm pe culmi? Cel mai des credincioși stau în vale. Este un lucru regretabil. Stau în vale și acolo este lamentație, acolo este neputință. Când ucenicii au coborât de pe munte în vale, de pe muntele Transfigurării, era neputința ucenicilor de a scoate Duhul rău. Când Iosua și Moise coboară în vale, ce era în vale? Era idolatrie, era cântec și joc, era un popor care își păurise un alt Dumnezeu. Credinciosul este chemat să acceadă la aceste înălțimi ale cuvântului lui Dumnezeu. Omul leneș, omul delăsător, omul vulnerabil, manipulabil, influențabil în rău, este un credincios care trăiește în văi. El nu escaladează înălțimile cuvântului, pentru că este greu pentru el, este anevoios pentru el, este ne la îndemâna lui, pentru că nu este îndelenicit cu așa ceva, ci oamenii adevărați ai cuvântului lui Dumnezeu vor trăi nu 5 minute, nu 10 minute, ci vor trăi în viața lor pe culmile cuvântului lui Dumnezeu. Vor sonda cuvântul. Nu le va fi teamă să exploreze chiar adevărurile dificile ale cuvântului lui Dumnezeu. Vor fi exploratori prin Duhul Sfânt ai cuvântului și nu vor fi oameni care se vor teme să pășească pe un teritoriu lăsat la îndemâna noastră de cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt că oamenii stau, repet, puțin pe vârfuri, sunt niște păsări extraordinare care nu doar că stau pe aceste vârfuri, ci trec acest lanț muntos Himalaya. Și oamenii de știință au rămas consternați. Cum e posibil noi oamenii care trăim în văi, trăim la nivelul mării, cum e posibil ca noi să stăm atât de puțin cu rezerve de oxigen pe culmile Terei, iar aceste păsări create de Dumnezeu să n-aibă nicio problemă să traverseze lanțul muntos Himalaya? Aceasta este diferența între un om lucrat de Dumnezeu, între un om pentru care culmile sunt excepție și între un credincios pentru care culmile sunt regula de viață. Un credincios care are în viață drept culmi regulă de viață, omul acesta va zbura peste înălțimi. Omul acesta nu va intra în hipoxie. Omul acesta nu va fi manipulabil. Omul acesta va crește în caracter, în cunoașterea Domnului Hristos, cunoaștere care înseamnă conformare. Și omul acesta va diferenția de la distanță adevărul de minciună, pentru că el cunoaște adevărul, pentru că îl cunoaște pe Domnul Hristos. De pe Terra, din spațiu, spun oamenii că două creații ale omului se văd. Și anume se vede Marele Zid chinezesc, Marele Zid se vede. Și de asemenea se mai vede de pe Terra Las Vegas, de pe din spațiul Las Vegasul, orașul luminilor, orașul patimilor și al păcatelor. Îmi pun întrebarea, oare ce vede Dumnezeu în viața noastră? Vede oare Dumnezeu în inima mea un mare zid? Un mare zid pe care l-am creat între frații. Un zid al rușinii și un zid al neconformării și al necunoașterii caracterului Domnului Hristos. Pentru că acest zid are lângă el altceva. În spațiu, lângă zid, se mai vede și un oraș care atrage prin lumină, dar care de asemenea are marca păcatului, orașul Las Vegas. Sau vede Dumnezeu din cerul, din spațiul său infinit și poate să spună, ai văzut pe robul meu, Iov? L-ai văzut pe Saul din Tars, el se roagă. L-ai văzut pe David, om după inima mea, ce vede Dumnezeu? Vede Dumnezeu un zid mare? Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Vede Dumnezeu un păcat care strălucește în viața unor oameni? Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Sau vede Dumnezeu din infinitul creației sale un credincios și spune, iată omul după inima mea, iată omul conformat după chipul Domnului Hristos, iată omul în viața căruia vede în jurul său o credință de același preț în toți frații. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni, oameni crescuți, oameni ai culmilor, nu oameni ai văilor, ci oameni care suntem obișnuiți să trăim pe culmile cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin.